A devenit o tradiție ca în fiecare an credincioșii din întreaga țară să participe la procesiunea și la slujba religioasă de la Catedrala Argeșului, oficiată cu ocazia praznicului Marii Sărbători Religioase, izvorul tămăduirii. Nu întâmplător au ales părinții bisericii ca să așeze această sărbătoare, izvorul tămăduirii, în săptămâna luminată. Pentru că dacă în săptămâna patimilor am văzut, am luat aminte și am pus la suflet pătimirile, suferințele Mântuitorului, răstignirea Lui pe cruce, moartea și apoi biruința asupra morții prin înviere, acum vedem roadele învierii Lui din morți. Începând cu orele 7, sfintele moaște au fost depuse din nou în fața catedralei, iar miile de oameni s-au așezat la coadă în ciuda ploii pentru a atinge racla. Astăzi, în timpul slujbei religioase oficiată de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, și Emilian Lovișteanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, s-a făcut sfințirea aghiazmei mici, urmată de acatis, după care s-a săvârșit sfânta liturghie. Credincioșii cred că aghiazma pe care o vor lua în această zi are puteri binefăcătoare și o vor păstra tot anul în casă. E o zi foarte mare însemnată înaintea lui Dumnezeu. Izvorul tămăduirii, pentru tămăduire, pentru bolnăvieli, pentru fel de fel de gânduri ale noastre. Veți lua aghiazmă? Da, am sticla, mă duc și iau acum. Veniți des la mănăstire? Da. Da, de câte ori am ocazia. Credincioșii din întreaga țară au venit la Mănăstirea Argeșului pentru a putea lua gheazma pe care o vor folosi de-a lungul anului pentru a se feri de cereri rele și pentru a spune rugăciuni și a se închina Sfintei Filofteia.